Sfârșitul de săptămână aduce un regal fotbalistic juvenil la malul Dunării. Între 24 și 25 septembrie, cele mai importante cluburi din țară, dar și din străinătate, și-au anunțat prezența la o nouă ediție a International Stars Tournament. Turneul de anul acesta va fi dedicat grupelor de copii născuți în anii 2010-2012. Organizatorii transmit că au reușit să strângă pentru startul competiției echipe puternice și cu tradiție. În cele două zile de competiție vor putea fi văzu jucători de la echipe precum Academia Gheorghe H. Universitatea Craiova, Athletics Latina, Coltern Timișoara, CSC Ghiroda și Germata Vii sau Sârbii de la Haiduc Velico. Ghidați de antrenori, toți copiii vor încerca să transforme joaca într-un lucru serios. Pentru puștii de 10 și 12 ani, turneul de la Severin poate fi începutul celui mai frumos vis. Dacă sunt responsabili și pasionați de ceea ce fac, iar într-o zi, nu foarte îndepărtată, vor performa în sportul rege. Turneul internațional organizat de Luceafărul Drobeta în parteneriat cu primăria Drobeta Turnu Severin și asociația Județeană de fotbal va avea loc sâmbătă și duminică pe stadionul municipal din Severin și pe arena Severnav din Schiela. Deschiderea oficială și prezentarea delegaților va avea loc vineri seara pe stadionul municipal.